Vă salut din Cetatea Eterna Romei. Acum câteva minute am primit o știre care, zic eu, merită comentată puțin. Directorul Inspectoratului în Construcții Vrancea, domnul Preșconițoiu, a spus că românii care vor veni pe 10 august la protest sunt niște hoți, cerșetori și curve care trebuie întâmpinați cu șocuri electrice. Domnul care a făcut această declarație este șeful Inspectoratului de Stat în Construcții Vrancea. Deci este un angajat al guvernului. Domnule Cristian Preșconițoiu, peste 5 milioane de români au plecat din această țară deoarece Partidul Stat PSD, care v-a asigurat dumneavoastră acest job călduț, nu a aplicat la timp aceleași reforme pe care Polonia, Cehia, Ungaria le-a aplicat în perioada 90-96. Aș vrea să vă reamintesc totuși că în Italia trăiesc peste 2 milioane de români care muncesc corect, care au creat peste 50.000 de firme și care contribuie cu 2% din PIB-ul italian. Să uităm că Italia este cea de-a 8-a economie a lumii. În calitate de consilier județean și de român care muncesc cinstit peste hotare, îi cer domnului Preșconițoiu să demisioneze. La următoarea ședință a Consiliului Județean voi ridica această problemă în plen. Funcția pe care o ocupă temelnic acest domn este plătită din bani publici. Postarea cred că a fost făcută în timpul orelor de serviciu. Deci în loc să se ocupe de clădirile care stau să cadă în județul Vrancea, domnul director atacă direct problema diasporei ca și cum această problemă ar fi ultima de rezolvat în această țară. Sau poate nu mai avem în acest județ clădiri cu bulină roșie. Mă îndoiesc. Oricum, ceea ce este foarte grav e că PSD aduce injurii și adresează cuvinte nepotrivite la adresa românilor care au plecat din România pentru a obține o viață mai bună. Cam atât pentru astăzi. Vă salut de aici, din diaspora liberă de PSD.